Secundă. Până dimineața celor care au putut să fie cu noi de dimineață, celor care nu pot, ne văd în reluare. Bună dimineața de la Brașov, arde inima Ardealului. De ce? Pentru că astăzi avem un invitat surpriză, un invitat special. Ca să fiu foarte scurt, un invitat cu care am împărțit o insulă acum câteva săptămâni în mijlocul Atlanticului. Și Corect. background-ul lui este foarte bogat, pentru că are foarte multă experiență în network marketing, lucrează cu foarte mulți oameni, este profesor de yoga, are și o școală personală de yoga. Mai multe detalii o să-l rog pe el să ne împărtășească așa de început. Așadar, bine ai venit din Cluj-Napoca, Dan Oros, Blue Diamond doTERRA. A fost surpriza pe care noi vrem să vă oferim astăzi. Bine ai venit, Dan! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă pot adresa echipei voastre minunate, pentru că nu cum e liderul, așa e și echipa, și am avut ocazia în urmă cu nici nu știu cât a trecut, că așa trece timpul, 2 săptămâni, 3 săptămâni, să petrecem mai mult timp împreună și să ne cunoaștem mai bine în Blue Diamond și Presidential Diamond Summit în insulele Azore. Și oricum știam că sunteți niște oameni extraordinari, acum ne-am putut cunoaște mai bine. Cunoaștem câte ceva despre echipa voastră, sper cât de curând să putem să ne cunoaștem așa mai live, pentru că e importantă această interacțiune directă. Acum despre mine, nu vreau să spun excesiv de multe lucruri, în maxim 2 ore jumate terminăm. Glumesc. Eu ca formație sunt inginer. Am fost profesor de informatică timp de 9 ani de zile. Am predat la liceu. Mi-a plăcut foarte mult meseria de profesor. Acum sunt tot profesor, doar că lucrez cu copii mai mari, atât în proiectul personal, proiectul spiritual și de dezvoltare personală pe care îl dezvolt împreună cu iubita mea Simona Dărăban. De altfel, toate proiectele noi le dezvoltăm împreună. Și acolo suntem profesori și în proiectul doTERRA suntem în aceeași ipostază și ne place foarte, foarte mult. Și în proiectul acela personal urmărim să învățăm pe oameni să aibă un stil de viață cât mai sănătos, să fie împliniți pe toate planurile, să fie fericiți. Așa că proiectul doTERRA, care a apărut în viața noastră în 2017, s-a mulat foarte bine pe ceea ce noi făceam, așa că am și adoptat proiectul doTERRA în cadrul proiectului nostru personal și la ora actuală nu mai există, să zicem, niciun fel de diferență. El face parte din stilul nostru de viață, din identitatea noastră ca ființe umane. Și S-a integrat cu ușurință. da, a fost natural, a fost absolut natural, pentru că noi de fapt am început în doTERRA ca și consumatori. Da? Deci, noi eram în căutare de uleiuri esențiale, pentru că în cadrul proiectului nostru spiritual avem un curs de reprogramare a subconștientului și vreau să dezvoltăm un capitol în care să corelăm mirosurile cu emoțiile subconștiente. Și chiar căutam niște uleiuri de calitate. La vremea aia nu ne pricepeam prea mult la uleiuri, dar știam că miros, da? Și căutam ceva cu miros și vreau de calitate, pentru că suntem implicați în industria network marketing din 2015, pardon, 2005, deci de 17 ani. Știam că produse de calitate nu găsești pe toate gardurile și că, în general, dacă vrei produse de calitate foarte, foarte bună, de obicei o să le găsești la companii network marketing. Și chiar în
primăvara lui 2017, când noi căutam uleiuri, ne-a sunat Ronela, toți o cunoașteți pe Ronela Klepp. Noi am mai fost implicați într-un proiect network marketing înainte de doTERRA și acolo ne-am cunoscut cu Ronela și ea a fost implicată în acel proiect. Și când m-a sunat pe mine să ne propună să ne implicăm ca business, i-am spus categoric nu. Da, i-am spus categoric nu. Și asta nu pentru că aveam vreo reținere legată de network marketing, ci pentru că noi eram într-o situație în care eram foarte mulțumiți cu viața noastră. Făceam ceea ce ne-am dorit să facem dintotdeauna, să ținem cursuri, să scriem cursuri, să... și practic noi ne trăiam visuri și trăiam foarte bine din ceea ce făceam. Nu aveam o motivație foarte serioasă să ne implicăm într-un alt proiect. De-aia am și spus Ronele să nu ne mai bați la cap, pentru că noi nu o să ne implicăm ca business. Însă, fiindcă am fost foarte entuziasmați de uleiuri, deci chiar super entuziasmați, nu mi-aș fi putut închipui vreodată că pot să fie atât de eficiente în ceea ce le fac. De fapt, când am intrat, nici nu știam chestiile astea de utilizare terapeutică. Știam ca tot omul, că miros bine, că na, dacă le miroși, ți se schimbă starea un pic așa în bine, dar nu știam toate detaliile. Însă, după ce am început să le utilizăm și am început să învățăm cum să le utilizăm, am văzut cât de extraordinare sunt și, practic, noi am zis un an și jumătate că nu facem proiectul acesta ca business, dar am construit o rețea consistentă, adică noi am făcut nivelul de silver fără să vrem să construim afacerea, ci doar împărtășind cu entuziasm experiența noastră extrem de pozitivă cu uleiurile esențiale. Și atunci am văzut de fapt, unitate. Noi am analizat la început doTERRA din perspectiva proiectului anterior, care a fost un proiect foarte bun, dar ceea ce s-a petrecut cu doTERRA în România este, și nu numai în România, peste tot în lume, dar mai ales în România, este ceva fără precedent. Deci așa ceva n-a mai existat și, credeți-mă, sunt un om foarte bine documentat. Eu întotdeauna și în celălalt proiect am vrut să știu exact cum stă concurența, nu pentru că eram interesat de ei, ci vreau să știu exact cât de bun sunt eu în raport cu ceilalți. Și evident că și acum sunt la fel de bine documentat și pot să vă spun cu certitudine, vă pot dovedi pe cifre, pe tot, nu pe fantezii cum vin unii, super oportunitatea, nu, pe fapte și pe cifre vă pot dovedi că n-a mai existat așa ceva în România, o oportunitate network marketing atât de extraordinară cum este doTERRA. Și după un an și jumătate, deci noi ne-am făcut contul mai știu, martie sau aprilie 2017, în octombrie 2018, după ce am văzut ce se petrece, a fost o nebunie, a fost primul val, un val imens, și am făcut un consiliu de familie, eu cu Simona, și am zis, băi, noi știm cum trebuie făcută chestia asta. Recunoaștem oportunitatea extraordinară și n-am vrea peste câțiva ani să ne dăm pumni și pălmi, să zici, bă, noi am fost la locul potrivit, în momentul potrivit, cu compania potrivită, am fost oamenii potriviți și totuși ne-am făcut că nu vedem oportunitatea. Și atunci am zis, o să o facem. Da? Ați vrut să evitați întrebarea peste ani, cum ar fi fost dacă? Exact, aia e cea mai cruntă. Și
Și atunci am zis, băi, trebuie să o facem, trebuie să o facem pentru că, da, am zis, din proiectul acela spiritual și de dezvoltare personală trăiam mai mult decât de cer. Dar la modul real aveam niște limitări acolo. O reală independență financiară și libertate de mișcare nu puteam obține din acel proiect, însă doTERRA, noi știam network marketing și știam că doTERRA, dacă o faci cum trebuie, te poate face liber pentru tot restul vieții. Și când spun liber, nu mă refer doar la libertatea financiară, mă refer la libertate pe toate domeniile. Pentru că, cu adevărat, construind proiectul doTERRA într-un mod serios, tu devii stăpânul vieții tale. Nu de la început, că la început va trebui să muncești, da? Și vei munci foarte mult, poate mai mult decât ai muncit oricând. Dar ai o perspectivă și noi deja trăim aceste lucruri, da? Culegem roadele și experimentăm această libertate, dar într-adevăr o perioadă a trebuit să muncim foarte, foarte serios și muncim în continuare foarte serios, dar acum și dacă n-am mai muncit, lucrurile ar merge înainte și fără munca noastră. Muncim foarte serios pentru că vrem ca și oamenii din echipa noastră să fie liberi, nu doar noi. Da? Și asta e partea fantastică la network marketing. Într-un business clasic, tu poți să obții succes. Dar în businessul tău, doar tu ca patron ești de succes. Ceilalți poate-s bine plătiți, dar nu sunt ei de succes. Nu poți să le dai businessul tău și lor. Da? Pe când, într-un network marketing, tu poți să le dai partenerilor tăi exact același business pe care l-ai primit și tu. Și mai mult decât atât, ei poate că încep cu câțiva ani după tine și ajung mai de succes decât tine. Da? Dane, Deocamdată, în doTERRA, nu avem un lider care să fie mai de succes decât noi. Deocamdată, dar o să fie, deja știm cel puțin câțiva, care o să fie mai buni decât noi și o să câștige mai mulți bani. Dar în celălalt proiect am avut oameni din echipă care au intrat după 5 ani după noi și au ajuns să aibă succes mai mare decât noi. Deci lucrurile astea nu sunt povești. Lucrurile astea sunt lucruri pe care noi le-am trăit în mod direct. Nu doar le-am citit în cărți, da? Și câtă bucurie generează lucrul acesta, faptul că te pot depăși oamenii în acest proiect și să fie de Exact. succes. Tu stabilești care e limita pentru tine, dar, repet, fiecare primește exact aceeași oportunitate, da? Depinde de tine cât de mult vrei să crești. Doar tu ești cel care stabilește limitele. Și Așa atunci cum prețurile produselor sunt la fel pentru toată lumea, așa și aceste limite sunt identice pentru toți și oportunitatea este aceeași pentru toți. Dar pentru că ești o fire foarte analitică și mi-a plăcut asta la tine și faptul că vii din domeniul ingineresc și întotdeauna lumea de pe tot pământul ăsta va avea încredere în inginerie, pentru că sunt lucrurile exacte și precise. Ce credeți, ce crezi tu, ce credeți voi împreună? De ce doTERRA este diferită și cam ce a generat această creștere organică la compania pe care da, reprezentăm? doTERRA este nu diferită, Unică. extrem de diferită, dacă putem folosi un astfel de termen, pentru că eu am văzut ce se petrece în general în companiile network marketing. În unele se petrec lucruri mai bune, în altele nu așa de bune. Dar în doTERRA lucrurile sunt la un nivel absolut incredibil. Dar din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este și cea mai importantă diferență este legată de cultură. Cultura doTERRA. Cultura doTERRA este o cultură unică, extrem de elevată, focalizată pe om. Da?
Toate companiile spun... Iartă-mă că te întreb. Chiar aș vrea să diferențiem lucrurile. De ce este doterea diferită? Celelalte companii, network marketing și... deci, să mă înțelegeți, eu nu am absolut nimic împotriva celorlalte companii, doar observ și punctez. De exemplu, eu am rămas cu o părere foarte bună și despre compania cu care am colaborat anterior. Unele produse care nu sunt la doTERRA încă le utilizez de dincolo. Deci n-am avut o problemă nici cu compania, nici cu produsele. Au fost alte motivele pentru care am decis să nu ne mai implicăm și o să vorbim planul de compensare. O să vorbim și mai încolo un pic și de fapt acolo a fost elementul care ne-a determinat să nu ne mai implicăm în celălalt proiect. Și le spuneam că toate companiile afirmă lucruri, dar sunt foarte puține. De fapt, până acum, doTERRA este singura pe care am întâlnit-o și care chiar face ceea ce zice că face. Da? Adică, toate spun, atenția este pe om, dar dacă te uiți la cultura lor, este o cultură bazată pe promovarea valorilor materiale, pe bani. Banii sunt excelenți, foarte buni, dar trebuie integrați într-un anumit mod armonios ca să fie totul ok. E bine, în celelalte companii și unele chiar excelează, nu știu dacă să dau și nume. Da, te rog. Liniștit. Suntem între prieteni și potrestiți. Amway. Amway este o companie care este bazată pe o cultură cu o spălare pe creier dură și adâncă și constantă. Da? Eu am învățat foarte multe lucruri am învățat de la lideri din Amway, am audiat conferințele lor, da, sunt multe lucruri bune, însă din păcate acolo focusul este doar pe a atrage oamenii promițându-le tot felul de câștiguri materiale și pe un exhibiționism din ăsta care noi nu rezonăm categoric. În doTERRA există foarte multă umilință, în sensul de smerenie. O abordare de bun simț în care nu vin liderii și se laudă. Uite, eu am atâtea case, atâtea mașini, uite, mi-am cumpărat mașina asta de sute de mii de dolari sau euro și așa mai departe. Deci așa ceva n-am văzut niciodată la doTERRA. Și cu siguranță nu o să vedem. Deși oamenii câștigă foarte, foarte mulți bani. Dar rămân cu picioarele pe pământ. Avem ca și exemplu pe familia Goddard. Simplu. Da? Și Dan, aici să știi că exact ce ai spus acum, aici ne-a atins și pe noi. Cel puțin pe mine, pentru că am trecut și prin compania Amway și am mai trecut și prin alta și, într-adevăr, creierul îți era spălat cu chestii din astea iluzorii, doar pentru a te face să fie acolo sudat, să spunem așa, știi? Și asta a fost un motiv pentru care și noi am continuat doTERRA, pentru că este total altceva. Da, uite, categoric. O persoană care nu a luat decizia, deci cochetează cu ideea, dar nu a luat încă decizia, poate îi se pare că și la doTERRA sunt doar vorbe unele lucruri sau doar povești. Îi se pare cumva poate ireal ce se întâmplă. Sau că îi se poate întâmpla. Te referi la persoane care încă nu au un cont de membru? Nu, sau... care au un cont de membru, care spun poate că ar dori să... Dar este înceapă totuși și oportunitatea de business, dar undeva acolo... E o bordurică. Da. Acolo. Bine, acum, adevărul este că lucrurile acestea, pentru că e exact ca și cu iubirea. Tu poți să o simți, dar nu poți să dovedești nimănui acest lucru.
Aici e nevoie de o experiență directă, de o experiență directă în care să te implici o perioadă serios să vezi cum e, știi? Că dacă doar vorbești despre iubire, o să poți zice ceva, dar nu se compară nimic cu experiența iubirii în sine. O să faci așa. Da, de exemplu, că tot se apropie acum în iunie Convenția Europeană Dotera, acolo, de exemplu, este un loc extraordinar în care oamenii pot să simtă acest suflet al companiei, această cultură, da? Și, în mod sigur, acolo ei vor putea să aibă acel declic care să le arate că, da, mă, fii atent, nu-s doar povești, ăștia chiar așa fac cum zic, știi? Dar, până la urmă, știi, este vorbă, poți să duci un cal la râu, dar nu poți să-l obligi să bea. Corect. Așa e și aici, sau, de exemplu, nu poți să obligi un boboc de trandafir să se deschidă, nu poți să forțezi petalele că se rupe, da? Poți să îl hrănești și să-l ajuți să se dezvolte și va înflori la un moment dat, dar eu ce le-aș recomanda celor care încă sunt indeciși este să urmărească o perioadă cel puțin, știu eu, vreo 6 luni, să se implice activ și să urmărească să simtă acolo un proces. Că de pe margine nu o să se clarifice lucrurile. Și, în primul rând, le recomand să vină la convenția de la Budapesta. Iar tu știi că noi decizia am luat-o în urma participării la o convenție și știu că în 2018, când ați făcut voi Consiliul de Familie, a fost tot în urma unei participări la convenție. Simona da, a fost la Convenția Globală în State. Da, așa este. Bine, la noi un pic acela a fost într-adevăr un element fundamental, dar noi știam că e bună oportunitatea, deci noi ne-am dat seama și fără să fi mers acolo, însă pentru cineva care nu are experiența noastră, categoric participarea la o convenție de acest gen este o experiență care îi poate edifica. Și aici, legat de convenții, eu am fost și la convenții de la alte companii să văd care-i treaba, deci nu putem compara. Deci, așa, ca și completare la partea de convenții și experiența convențiilor, eu pot să spun că toți oamenii cu care noi ne-am conectat acolo din România și nu numai, la prima convenție pot să spun că și-au construit câte o comunitate destul de mare. Solide. Așa este, așa este. Păi, și n-am văzut oameni care să aibă această comunitate mare și să nu fi participat la convenție. Așa nu e. Pentru că, de fapt, până la urmă, totul ține de viziunea noastră. Da? Viziunea noastră este dată de experiența noastră anterioară, da? Și de informațiile acumulate. Dacă noi ne păstrăm în permanență în același cerc restrâns de evenimente și informații, nu avem cum să ne lărgim viziunea. Da? Dacă vrem să ne lărgim viziunea, e necesar să venim în contact cu lucruri noi. Da? Cu lucruri noi care, bineînțeles, vor lărgi așa numita bulă informațională. Eu adesea vorbesc despre asta că, de fapt, fiecare dintre noi trăim într-o bulă informațională. Deciziile noastre, viziunea noastră este determinată de bula noastră informațională și 99% dintre oameni trăiesc zi de zi în aceeași bulă informațională, se uită la același post de televiziune, la aceleași știri, se întâlnesc cu aceiași oameni, fac aceleași lucruri, intră într-o rutină și se miră că viața lor merge în continuare la fel. Da? Dar spunea bietul Einstein, nu? Definiția nebuniei. Să faci zilnic același lucru și să te aștepți la rezultate diferite. Dacă vrei rezultate diferite, e necesar să începi să faci lucruri diferite. Să înveți lucruri diferite. Să citești. Da? Să citești. De exemplu, noi încurajăm foarte mult și chiar îi monitorizăm pe cei din echipă să citească.
să citească cărți, le recomandăm cărți și asta, deci impactul a fost absolut fabulos, fabulos, pentru că oamenii nu sunt proști, să știți, oamenii nu sunt proști, dar pot să nu fie suficient de informați. În momentul în care au dat de informații și au văzut, au primit o altă viziune, au început așa să intre într-o stare de efervescență interioară, pentru că, până la urmă, învățarea este un proces care are început, dar nu are sfârșit. Da? În permanență, noi ar trebui să învățăm. Nu? Cum spunea Brâncuș, în momentul în care te-ai oprit din învățat, ești un om mort. Da? Și această învățare, practic, ne va deschide tot timpul orizonturi noi, o viziune nouă, și la o viziune nouă vin soluții noi, idei noi. Da? Te vei confrunta cu aceleași lucruri cu care te confruntai înainte, doar că de data asta gama de opțiuni este mult mai largă. Și atunci o să poți opta alte lucruri decât ai optat în anterior și, bineînțeles, rezultatele vor fi altele. Și astfel de convenții, categorii cărți, convenții, conferințe, toate nu fac altceva decât să ne lărgească această viziune care ne va permite să obținem rezultate din ce în ce mai consistente, mai bune. Și am închis o paranteză foarte mare, că întrebarea a fost prin ce se deosebește doTERRA de alte companii network marketing. Am spus cultura, da? Cultura e clar, asta e evident pentru oricine. Și al doilea, un al doilea element, nu astea sunt singurele, este că e prima companie la care văd cu adevărat un focus pe produs și pe utilizator, pe consumator. Da? Toate companiile spun că ei sunt focusați pe produs și pe utilizator, dar la modul real, repet, prima dată la doTERRA am întâlnit așa ceva și tot planul de compensare este gândit din această perspectivă și pentru noi, sincer, a fost experiența, mai ales atunci la început, când vedeam diferențele, libertatea pe care ne-o oferă în modul de construcție, faptul că, într-adevăr, fiind focusat pe produs și pe consumator, atunci construiești o fundație solidă a business-ului tău. De exemplu, celelalte companii sunt focusate pe oportunitatea de business. Da? Vin și îți vând business. Știu asta că am făcut-o și eu, că așa am fost învățat. Până când treptat mi-am dat seama și în celălalt proiect că nu asta este calea. Pentru că dacă tu ești în situația în care lună de lună depinzi de recrutările pe care le faci, asta este un never-ending story. Deși noi am ajuns la venit pasiv și în celălalt proiect, da? Totuși era foarte greu din cauza, și din cauza planului de compensare, dar și din cauza modului în care se promova business-ul. Da? De exemplu, la doTERRA, deci prima persoană pe care am înscris-o efectiv pentru business a fost anul trecut. Da? Restul toți sunt consumatori care au devenit entuziasmați, au vrut să împărtășească și i-am învățat cum să facă. Da? Și au devenit lideri. Și au acum rețele mari și unii dintre ei deja au ajuns la independență financiară. Da? Și la o libertate consistentă. Însă, categoric, nu este o problemă să cauți oameni de business. Da? Și noi ne dorim să găsim și oameni care vor să facă business-ul. Pentru că aici nu e nicio problemă. Dacă vrei să faci un business mare, în doTERRA, va trebui să ajuți foarte mulți oameni. Da?
Deci, oricum ajungi la om. Dar cel care pornește de la premiza eu vreau să ajut oamenii, dacă vrei să ajuți mulți oameni, o să trebuiască să faci un business mare, Doterra. Pentru că tu singur poți să ajuți, știu eu, câteva zeci, sute de oameni. Dar împreună cu o rețea, poți să ajuți zeci de mii, sute de mii, milioane de oameni. Și atunci, e clar că sunt cele două fațete ale aceleași monede, da? Vreau să fac Doterra pentru că îmi place să ajut oamenii și o să faci un business mare. Vreau să fac un business mare, da? O să ajuți foarte mulți oameni. Inevitabil o să fie ok, da? Nu contează de unde ai pornit, contează unde ai ajuns, da? Și de aceea proiectul ăsta e extraordinar. Dane, că ai tot vorbit de treaba asta. Spune-ne un pic, care e diferența între a vrea și a face? Păi diferența este colosală. Toți oamenii vor. Care spun treaba asta, vreau să fac, vreau să încerc, vreau să așa, vreau da. Să... Dar, dar se evită... Dar nu-mi iese, dar nu știu cum, dar... Se evită acțiunea. Ca să cităm un slogan al unei mari companii de articole sportive, just do it. Da. Exact. Trebuie să te ridici și să o faci, pur și simplu. Pentru că, și bineînțeles, ce anume te va face să te ridici să o faci, este faptul că ți-ai descoperit o motivație. Și motivațiile noastre sunt visurile noastre. Da? Și visurile noastre au fost extrem de vii și active când eram copii, dar după aia s-au așezat pe ele cenușa și sunt acolo ascunse în inima noastră. Și avem nevoie de factori de mediu care să ne ajute să dăm la o parte acea cenușă. Și aici ajungem din nou la convențiile Doterra, la evenimente online sau live, la citit și așa mai departe. Toate aceste activități ne ajută să ne identificăm și să ne descoperim visurile adevărate. Și când ți-ai descoperit visul adevărat, sau visurile, că sunt mai multe, nu numai unul, dar măcar unul dacă îți descoperi, da, atunci o să ai o stare de efervescență interioară exact cum o are un îndrăgostit. Da? Un îndrăgostit are în cap un singur lucru. Ființa iubită. Da? Nu există niciun obstacol care să stea în calea lui și să nu poată ajunge la ființa iubită. Orice s-ar întâmpla, el are în cap ființa iubită. Ei bine, cel care își descoperă cu adevărat un vis va avea în cap numai visul lui. Da? Deci, toată energia lui va fi canalizată clar acolo, înspre realizarea acelui vis și până la urmă, aceste visuri ale noastre sunt motorul fundamental care ne pun în mișcare. Da? Vreau să te întreb ceva. Te-am auzit tot așa la o întâlnire, discutând și punctând că doar 1%, dacă nu mă înșel, dacă am reținut bine, din populație are acces și poate să are șansa să audă despre o oportunitate de network marketing. E vorba de o scrisoare, de un pasaj dintr-o scrisoare pe care a scris-o un lider, în celălalt proiect, dar și proiectul celălalt a fost foarte bun. Deci dacă n-ar fi Doterra, acela ar fi opțiunea a doi, pentru mine cel puțin. Deci, în continuare, consider că e un proiect foarte bun. Și un lider din acel proiect a scris o scrisoare către liderii din Europa de Est și le-a spus: o ființă, dacă are noroc, foarte mult noroc, se întâlnește odată în viață cu o asemenea oportunitate. Da? Noi am avut șansa să ne întâlnim de două ori, suntem multi binecuvântați, dar să știți, proiecte de genul ăsta apar eventual la câteva zeci de ani. Da?
Nu apar în fiecare zi, că sunt multe companii, mii de companii network marketing pe piață, dar pe termen lung rezistă foarte puține. Foarte, foarte puține și din alea foarte puține ajung la nivelul la care a ajuns doTERRA. Da? Și deci, doTERRA a ajuns într-un timp foarte scurt. Da. În practic, înainte de a lua decizia să ne implicăm, m-am uitat la o conferință a lui Vaci Caroi, susținută la Timișoara. A fost prima conferință a lui susținută în România. Și Vaci Caroi acolo a dat niște cifre care pentru mine au fost șocante. Am văzut că pentru ea din sală nu au fost așa șocante, dar pentru mine au fost șocante și prima chestie care mie mi-a atras atenția a fost rata de retenție. Rata de retenție de la doTERRA care este peste 65%. Wow! Nu-mi venea să cred. Am dat înapoi că era înregistrare. Ce înseamnă această rată de retenție? Hai de capul meu. Deci, nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Pentru că în celălalt proiect aveam o rată de retenție de 10%. Da? 10%. Și media la nivel global în industrie este acolo, 10-12% maxim. Retenția înseamnă câți dintre consumatorii pe care i-ai adus rămân consumatori în continuare. Da? Adică din 100, 65 rămân consumatori pe termen mediu și lung. Asta e fantastic! Fantastic! Deci este cea mai mare rată de retenție din network marketing. Nu există ceva comparabil cu doTERRA. Și de ce s-a ajuns la această rată de retenție atât de bună? Pentru că sunt geniali. Sunt absolut geniali. Pentru că au gândit un sistem de marketing și absolut genial, în care sunt extrem de generoși cu consumatorii, da? Și, bineînțeles, primul lucru e calitatea produsului. Da? Calitatea produselor este una la cel mai înalt nivel. Standardul de calitate doTERRA CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri certificate cu grad terapeutic, e cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale. Da? Asta ne garantează nouă, nu, puritatea uleiului, dar numai atât. Că uleiuri pure mai sunt pe piață. Ne garantează și profilul chimic al uleiului care să-i asigure uleiului calitățile terapeutice. Pentru că noi aici vorbim de uleiuri cu grad terapeutic. Nu ne interesează doar să fie pure, ne interesează să aibă profilul chimic optim ca ele să fie eficiente din punct de vedere terapeutic și standardul ăsta ne garantează asta. Poate mulți nu știu că CPTG implică peste 100 de teste. Da? Până când noi avem uleiul esențial din sticluță, el a trecut prin peste 100 de teste care să verifice dacă sunt corespunzătoare acele uleiuri pentru ceea ce noi le utilizăm. Da? Asta e un lucru fantastic. Transparența aceasta legată de profilul chimic al uleiurilor prin site-ul Source to You, unde poți verifica absolut totul despre uleiul respectiv. E singura companie care face așa ceva în domeniul acesta al uleiurilor esențiale. Adică pe orice, oricum încotro te-ai întoarce, vezi numai lucruri făcute la cel mai înalt nivel. De-aia noi ne-am putut identifica foarte bine și am putut asimila proiectul, tocmai pentru că standardul lor este atât de sus. Da? Și mai ales când pornești cu o anumită doză de scepticism, e foarte important să vezi pe parcurs că lucrurile sunt făcute într-un mod profesionist și cu bun simț. Da? Asta înseamnă că nu e nimic la voia întâmplării, totul este cu mult profesionalism. Cu mult profesionalism. Asta drept dovadă și oamenii care au fondat această companie.
Și nouă, practic, ne ridică ștacheta de a fi la fel de profesioniști în, în abordare și în a da mai departe. Și vreau să întreb, uite, sunt oameni care spun, păi eu nu am mai făcut network marketing, tu știi, voi știți, eu pot să spun despre tine, a, păi voi ați avut o experiență anterioară, clar că știți lucruri. Ce este, de fapt, această oportunitate prin care, da, de adevărat, lea, tu chiar poți să schimbi viața și poți să-ți îndeplinești visurile acelea pe care s-a așezat praful de foarte mult timp și la care nu îndrăznești să te uiți? Putem să ne raportăm la o versus o afacere clasică sau versus la statutul de angajat, practic. Deci, noi în 2005, când am început network marketingul... Te rog, spune-ne începuturile voastre. Eram anti-network marketing. Da? De ce eram anti-network marketing? Pentru că nu eram documentați. Da? Ignoranță. Da? Și din punctul meu de vedere, 99% dintre cei care sunt anti-network marketing sunt din ignoranță. Există o idee care a fost răspândită în trecut când, da, în mod clar, companiile care au fost la început pe piață în România și peste tot, n-au făcut o treabă foarte bună întotdeauna. Și oamenii au rămas cu anumite idei pe care le-au proiectat apoi asupra tuturor celorlalte companii. Ideea este că șansa noastră a fost că proiectul celălalt ne-a fost prezentat de cel mai bun prieten al nostru și... Și ați avut răbdare cu el și el cu voi. Și am mers pe încredere. Da? Deci am mers pe încredere. Și am intrat în proiect și apoi în procesul de construcție am început să înțelegem de fapt că sistemele network marketing nu sunt perfecte, dar sunt cele mai bune sisteme care există momentan pe planetă. Cele mai ok, cele mai corecte, cele mai echilibrate, cele mai generoase. Gândiți-vă că noi când am început network marketing eram după o perioadă de 10 ani în care noi am investit toată energia în zona spirituală. Da? Deci noi absolut tot timpul liber l-am investit practicând tehnici yoghine, meditând și așa mai departe, 10 ani de zile. Ne-am izolat de lumea exterioară, aveam un cerc foarte restrâns de cunoștințe, însă neglijând partea aceasta socială, la un moment dat am ajuns într-o criză financiară în care a trebuit să luăm niște decizii. Am avut atunci și viziunea faptului că dacă vrei cu adevărat să fii o ființă liberă, o ființă armonioasă, trebuie să te dezvolți pe toate planurile ființei, inclusiv pe zona aceasta social-materială. Pe zona aia interioară, după atâta investiție, da, am obținut rezultatele pe care ni le-am dorit, dar în zona aceasta exterioară, socială, eram praștie. Deci nu eram la zero, eram pe minus, pentru că noi am învățat cum să nu ne dorim acele lucruri și tot felul de lucruri. Deci noi a trebuit să începem un proces de reprogramare a noastră, nu de la zero, ci de la minus. Și network marketingul a fost o școală extraordinară în care am putut să învățăm cum să realizăm acest proces. Gândiți-vă, deci lista noastră de nume era zero barat. Puțini oameni pe care îi aveam în anturaj erau oameni comuni cu cel care ne-a înscris pe noi, prietenul nostru. Și el s-a înscris cu 2 săptămâni înaintea noastră și i-a contactat pe toți. Deci nu aveam absolut niciun fel de contacte. La vremea aia nu exista Facebook, nu existau rețele sociale. Și modul cum am construit proiectul acela este ceva de neimaginat. Deci ceva de neimaginat. Am povestit câtorva lideri mai importanți din echipă într-o întâlnire pe care am avut-o la munte, deci nu au putut să creadă. Și nimeni nu poate să cred, nici eu nu mai pot să cred că a fost așa. A fost foarte greu.
pentru noi a fost groaznic de greu, dar am avut viziunea aia că network marketingul ne va duce la libertate. Deci știam clar, eram complet dezarmat, nu aveam instrumente, dar aveam viziunea. Și am mers înainte, uneori atât de greu a fost că, fai de capul meu, nu mai vedeam încă cum o să o dregem, cum o să mergem înainte. Te rog, și... dă-ne câteva exemple de greutăți. Câteva exemple? Ca să vedem cât de ușor este din pace. Deci... Uite și cu Marfa, cum făceai cu Marfa. Da. De exemplu, noi am prins atunci, am fost cei care am adus acel business în România, era pre-marketing. Un an și jumătate de pre-marketing am prins. Ce însemna asta? Însemna că produsele nu pot fi trimise în România. Noi mergeam la fiecare final de lună la Budapesta și de acolo ridicam, plăteam comenzile pe care le aveam, le aduceam și le distribuiam celor care le-au cumpărat. Și gândiți-vă, aveam întâlniri face-to-face cu oameni străini. Ne vedeam pentru prima dată. Și trebuia să aibă încredere să-mi dea banii pe niște produse pe care urma să le primească la sfârșitul lunii. Înțelegeți? Bă, și chiar a fost distribuitor cu alte preguri. Nu pot să cred cum am putut să facem asta. Și am construit așa un an și jumătate, da? Banii pentru echipa, deci compania respectivă nu putea să ne trimită banii în România și a trebuit să fac eu un cont în Austria și acolo trimitea în contul meu banii pentru toată echipa, dar nu-i trimitea separat, îi trimitea la grămadă. Toată suma pe contul meu și apoi făceam calcule, ne întâlneam și ziceam, da, uite, asta e partea ta, asta e partea ta, asta e partea ta. Da? Ca mafioții! Pe bune! Deci așa a fost și Dumnezeule, deci nu vă mai spun că a fost când ne-a oprit la vamă și au vrut să ne confiște marfa pentru că nu era plătită vama, a trebuit să dăm șpăci, dar noi nu ne pricepeam cum să dăm șpăci și au fost niște faze absolut caragioase. Și nimeni din echipa noastră nu știa cât de greu e. Da? Pentru că dacă ar fi știut, ar fi renunțat. Dar noi aveam viziunea. Știam clar că într-o bună zi, din network marketing, noi vom fi liberi. Da? Și am obținut și în celălalt proiect un anumit nivel de libertate. Am ajuns și acolo la nivel de diamond. Dar nu se compară cu diamondul din doTERRA. Da. Deci... Dar ne putem să spunem că toată acea perioadă a fost prețul pe care voi l-ați plătit? Da, categoric. Și a fost un preț dur. Dar asta este. Deci ne asumăm. Da? În viețile trecute nu ne-am învățat lecția asta. A trebuit să o învățăm acum. Da? Alții vin deja cu anumite lucruri învățate și de-aia ei obțin rezultatele mai ușor, mai rapid. Deci știam clar că trebuie să lucrăm pe zona asta și de altfel mai vreau să punctez un lucru. Atunci mi-am stabilit ca misiune și spirituală și socială să demonstrez că este posibil să fii la cel mai înalt nivel și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere social, material și așa mai departe. Pentru că de fapt atunci ești complet. Când pe toate planurile și în lumea ta interioară și în lumea ta exterioară ești liber. Când cu adevărat poți să ai impact asupra lumii. Pentru că aici revenim la întrebarea între a vrea și a face. Sunt mulți oameni care vor, dar sunt puțini care fac și care pot să facă. Și dispuși. Trebuie să ai potența de a face lucrurile. Da? Pentru că, poate să zică, fii atent și o sacrificat timpul ca să ajungă să aibă atâția bani și așa. Dar când e vorba de a ajuta, trebuie să faci o donație, atunci de unde o să-i dai? Tu ești idealist, ai idei pozitive, dar nu ești capabil să faci nimic cu ele.
doar să le ai în interior. Eu nu zic că nu au o anumită valoare și așa, dar ideal e să fii foarte bun interior și să vrei să faci binele și să ai puterea Să ai să cu ce? faci acel Ai bine cu în ce? lumea aceasta și într-un mod concret, da? Și atunci mi-am stabilit această misiune, să arăt că se poate. Poți să fii și spiritual, poți să fii și realizat în această lume Deci și cele am două ajuns la lucruri. această realizare și am ajuns la acest echilibru. Și bineînțeles, întotdeauna există niveluri tot mai înalte, tot mai profunde, dar am depășit pragul de la care putem să spunem că da, am bifat-o, am făcut-o. Se poate acest lucru. Nu este simplu, nu vreau să amăgesc pe nimeni, dar este realizabil. Da? Pentru că eu, de exemplu, am fost profesor. Nu vă spun câți bani câștigam ca profesor, dar vă spun că am împrumutat la un moment dat 50 de dolari de la un prieten și mi-a luat 2 ani să-i dau înapoi. Da? Un power of 3 pe adâncime. Da? 2 ani mi-a luat să-i dau înapoi. La momentul respectiv. Așa de bine eram plătit ca profesor. Deci cele două, cumva, că sunt persoane care diferențiază partea asta spirituală și dezvoltarea cu partea socială și cu materială și Da, cumva. și noi am făcut așa o vreme, dar trebuie Să le aducem să împreună. le aducem împreună. Vă spun sincer, pentru noi, Dotera, proiectul Dotera este o cale spirituală. O cale de transformare. Dacă o faci cum trebuie, ea te va transforma și ca personalitate, dar te va transforma și din punct de vedere spiritual. Și, sincer, deci nu o spun doar așa ca să sune bine. Și sunt convins că, cum am zis, oamenii nu sunt proști, simt când ceva este așa fabricat doar ca să arate bine sau e ceva autentic. Dar eu chiar cred cu toată ființa, nu cred, știu. Știu pentru că am văzut rezultatele că într-adevăr este posibil acest lucru. Da? Și noi Poți susținem să le că faci. Dotera este o companie de dezvoltare personală și partea de uleiuri sunt doar un motiv pentru care să ne întâlnim. Exact, bine. Așa este, dar sunt importante și uleiurile și așa, dar Da. Cum spun adesea, visul nostru nu a fost să facem Dotera. Visul nostru a fost să fim liberi. Dotera este instrumentul extraordinar, perfect, ideal, cu care noi am obținut libertatea. Dar chiar și pragmatic vorbind, noi iubim proiectul ăsta, iubim uleiurile, iubim produsele Dotera, dar la modul real, visul nostru întotdeauna a fost să fim liberi și în lumea noastră interioară și acum și în lumea aceasta exterioară. Și Dotera poate să fie pentru oricine un instrument extrem de eficient cu care să își împlinească visurile. Da? Atunci Trebuie spune-ne. doar să te apuci să o faci. Da? Spune-ne de ce este unic planul de compensare de dotare. Ce are diferit? Față de celelalte pe care știu că ai studiat tocmai ca să poți să Nu. înțelegi și să subliniezi unicitatea și puterea planului de Hai marketing să al spunem că dotare. le-a studiat din fir a păr. Da, corect. Domnul inginer. Știe procente, Da, cifre. apropo, deși sunt și foarte analitic, totuși, ca structură, mai degrabă sunt un poet decât un inginer, însă mi-am dezvoltat ambele lucruri în egală măsură și pot să translatez de la una la alta fără niciun fel de probleme, depinde ce e necesar. Acum o să fiu inginerul. Oricum, inginerii pot face și partea economică, așa se zice, că un inginer poate Da, să aia nu este poetică facă. Deloc, deloc. deloc, deloc. Ok.
Deci, ideea este că în lumea network marketing sunt tot felul de tipuri de planuri de compensare. Cele mai cunoscute sunt planurile de compensare de tip breakaway și cele binare. Da? Cele breakaway sunt planurile după care lucrează companiile cele mai vechi de pe piață și cele mai mari, cum sunt Amway, Forever Living Product, Herbalife, New Skin. Nu mai știu că acum nu-mi vine în minte altele. Nu-mi vin în minte altele, dar astea sunt companii foarte mari. Repet, lucrează pe acest sistem breakaway. Care înseamnă... se bazează pe următorul lucru, că atunci când o echipă ajunge la un anumit nivel de carieră, nivelul de executiv în general e numit în toate companiile, mai puțin la MOE unde e numit 21%, 21%, dar e același echivalent de executiv, în momentul respectiv, gruparea respectivă se desprinde de structura ta. Bine, rămâne în structura ta, dar punctele lor nu mai contează pentru tine. Tu iei doar niște procente din rulajul global al acelui grup. Da? Ăsta este, de fapt, venit pasiv. Și acum, dintre companiile acestea network marketing care merg pe sistem breakaway, cel mai prost plătesc Amway. Sunt cei mai mari. Cei mai mari, dar, și cei mai vechi. Cei mai mari, dar plătesc cel mai prost. Ei plătesc 4% pe prima adâncime, 1% pe a doua adâncime și 1% pe a treia adâncime. Da? Ceea ce este foarte puțin. Tocmai de aceea, în compania Amway, liderii mari de la Diamond în sus câștigă foarte mulți bani nu de la Amway, ci din sistemele de instruire gen Network 21 pe care ei le susțin și care produc bani, bani mulți, mai mulți. Deci liderii Amway câștigă incomparabil mai mulți bani din sistemul de instruire decât din vânzarea produselor Amway. Da. A să traducem, Dane, e ca și cum tu ai convoca o întâlnire, un eveniment pentru echipa ta, la care oamenii ar trebui să-ți plătească. Da. Sau mai ai invitați care să vorbesc și va trebui să-i plătești din banii oamenilor. Deci acolo instruirea este pe bani și există programe lunare, pachete lunare de instruire cu cărți. Și pachetele sunt foarte ok, da? Deci nu am nimic împotriva lor. Însă atunci când un lider câștigă mai mulți bani din instruire decât din business, acolo e o mare problemă. De aceea faptul că la doTERRA toate trainingurile sunt gratuite este absolut fabulos. Da? Nu ne venea să credem. Și compania se implică în asta. În celelalte companii nu, liderii fac evenimentele. Da? Și ei încasează bani și atunci, într-un fel, focusul este deturnat. Liderii încep să fie mai preocupați de eficiența sistemului de instruire decât de eficiența rețelei și a business-ului. Da? Și asta, categoric, nu e un lucru... Dan, vreau să menționez un pic la fel, referitor la prețul. Nu facem comparație cu faptul că o convenție costă 100 de, 100 de dolari, 100 de euro. Bine, acolo e altceva, că altceva. E vorba de niște, da, un eveniment mare care are niște costuri foarte mari. Eu mă refer la trainingurile acestea susținute de lideri sau evenimentele de-astea, Spring Tour, Summer Tour și așa mai departe, unde este o taxă simbolică de care primești un ulei mai scump decât taxa. Da? Deci, în proiectul anterior, o persoană, un constructor de afacere cheltuia peste 2000 de euro cu instruirea anual. Da?
faceți calcule, Doar să se eu le-am făcut. Doar să învețe. Da, da, ca să învețe și să doneze cui trebuie să doneze. Da? Bun, învățarea e bună, partea e altă întunecată, partea întunecată a situației. Bun, acum, revenind la companii, vă mai dau încă vreo 3 companii să vedeți cum plătesc. De exemplu, Forever Living Product plătesc 6% pe prima adâncime, 3% pe a doua și 2% pe a treia. Herbalife 5%, 5%, 5%. Și New Skin plătește pe 6 adâncimi, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Evident că vă dați seama, cu New Skin am colaborat, nu e un secret. Dintre toate companiile astea vechi este cea mai generoasă, însă totuși e un plan de compensare foarte greu. De ce? V-am spus că atunci când cineva ajunge la 2000 de puncte rulaj executiv, se desprinde. Se desprinde și nu mai contează pentru rulajul tău de grup. Și practic, pe măsură ce tu crești lider, tot timpul rămâi singur sau cu foarte puțin și ei de la zero. Într-adevăr, după ce ai pus 15 din ăștia pe front, ajungi, de exemplu, la nivelul echivalentului Presidential Diamond, dar după aceea menținerea aia nu este deloc simplă. Nu este absolut deloc simplă. Pe de altă parte, dacă, de exemplu, tu aveai executiv sub tine și tu nu-ți făceai condițiile pentru propriul tău nivel de executiv, fără ei, da, fără ei, tu îi puteai pierde. Deci dacă tu nu-ți făceai condițiile, ei se legau de executivul de deasupra ta. Super nașpa, super dureros. Noi n-am avut problema asta, dar oameni din echipa noastră au avut problema asta și în timp, văzând suferința asta, în 2012 am decis că nu ne vom mai implica activ în acel proiect, pentru că noi suntem pacifiști, noi vrem liniște și pace. Acolo era tot timpul sabia lui Damocles deasupra capului, nu-ți faci targetul, îți pierzi oamenii, pierzi rețeaua. Na. Ca să nu mai vorbesc, aici mai vreau să punctez un lucru. Asta se petrece, știu sigur, la Amway, dar și în network marketingurile cu asigurări, că ești plătit prin diferență de nivel. Da? De exemplu, dacă tu ești 21% și cel de sub tine e 6%, tu ești plătit cu diferența de nivel, adică 21 minus 6 înseamnă 15%. Dar dacă cel de sub tine ajunge la același nivel cu tine, 21%, zero! Ca să nu mai vorbim că dacă te depășește, șum, l-ai pierdut. Cum să fii tu motivat să-ți ajuți oamenii într-un astfel de plan de compensare, da? Acum, să ne orientăm un pic și către, să nu uităm pe prietenii noștri de la tineri și neliniștiți, dar înainte să punctăm și foarte pe scurt de sistemele binare, care sunt sisteme mai noi, moderne. Însă și acolo există, sună foarte bine, nu-ți pierzi rețeaua și așa, dar se vinde o fantezie că e foarte greu să echilibrezi acolo. În funcție de cum echilibrezi rulajele pe picioare, o să primești venitul ăla pasiv și în 99% dintre cazuri nu ai cum să faci prea eficient sistemul. Trecând la prietenii noștri de la Young Living, pe care îi iubim, pentru că au fost precursorii a ceea ce se petrece acum la doTERRA,
la un nivel mult superior, dar au fost niște deschizători și se apreciem pentru asta, însă planul lor de compensare, este foarte întortocheat. Deci mi-a distrus neuronii studiindu-l. Însă ceea ce vreau să punctez, comparativ, de exemplu, cu planul de compensare de la doTERRA, este că la Young Living se vorbește în cifre. Tu, ca să atingi un anumit nivel, trebuie să ai anumite rulaje pe picioare. Cum se vorbește la doTERRA? Trebuie să ai lideri cu un anumit nivel, nu rulaje, lideri, oameni. E vorba de oameni, nu de cifre, nu de vânzări. Chiar dacă în spate sunt vânzări. Dar însăși modul cum e construit planul de compensare vorbește despre intenția celui care a creat planul. Și, repet, la Young Living este despre cifre, la doTERRA este despre oameni. Da? Foarte, foarte important. Foarte subtilă. Cum? O chestie foarte subtilă. Subtilă, dar esențială. Chestiile subtile fac diferența mare. Da. Călea vizibile sunt doar efecte. Asta e la nivel de cauză. Deci acolo, în cea mai profundă zonă a planului de compensare, sunt lucrurile astea subtile. Ele sunt fundamentale pentru că vor da orientarea business-ului și a oamenilor ulterior. Un alt element de diferență între Young Living și doTERRA, de exemplu, la bonusul Unilevel, la Young Living se plătește 7% pe adâncimea 1, adică exact invers ca la doTERRA. 7%, na, am un lapsus, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, și așa mai departe, până la 2%, adică mai multe procente dacă e omul aproape de tine și mai puține pe măsură ce se îndepărtează. Da? Pe de altă parte, la doTERRA este chiar invers. Ți se dau mai puține procente, 2% cei care sunt aproape, apoi 3%, 5%, 5% și așa mai departe, până la 7%. Și aici chiar merită să am un... Ne arăți ceva? Un PowerPoint aici, da? Da, vreau să vedem o chestie. Da, aici ai... nici nu știam că am slide-ul ăsta, dar vezi că nimic nu e întâmplător. Am nimerit exact la ăsta când e comparația. Este dintr-un eveniment de la doTERRA, un business day. Da, și vedeți în partea stângă cum plătește Young Living. Da? 7, 6, 6, 5, 5, 3, 2. Și cum plătește doTERRA Unilevel-ul? 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7. Dar e foarte important să vedem cum se petrece multiplicarea. Da? Dacă noi avem 3 persoane, am adus 3 persoane pe care le învățăm să aducă câte 3 persoane, deci avem o multiplicare cu 3, da? Vedem cum crește numărul de persoane. 9, 27 pe adâncimea 4, 87 pe adâncimea 7, 2187 de persoane în acest exemplu. Și acum întrebarea este, de unde vrei să iei procente mari? Din 6 euro? Am luat aici un rulaj mediu de 100 de euro de persoană, adică LRP-ul, da? Deci vrei să iei 7% din 6 euro sau vrei să iei 7% din 15.000 de euro? Da? Și atunci doTERRA a mers pe varianta în care dă procente mai mari, pe adâncime mai mare, unde e rulaj mai mare și sunt mai mulți oameni. Deci din punct de vedere financiar, este incomparabil mai avantajos. Și aici
în exemplu pe care l-a folosit doTERRA, e tot așa o multiplicare cu 3, da? Și cred că și ei au luat același 100 de puncte, da? Și vedem aici 9000 și ceva de euro se câștigă pe acest model în Young Living și pe același rulaj în doTERRA se câștigă 23.000 de euro. Da? E vorba, repet, același rulaj, același număr de oameni, doar că planul de compensare este unul diferit și evident că asta face ca și rezultatele să fie diferite. Bun. Sper că a fost destul de clar acest exemplu. Acum, vreau să vă mai dau, să fac un exemplu și cu experiența mea din, experiența noastră din celălalt proiect și experiența de aici. Când am ajuns Diamonds în doTERRA, am comparat exact când am ajuns la același rulaj ca și rulajul la care am ajuns în New Skin. Și în doTERRA câștigam de 3 sau 4 ori mai mult cu același rulaj. Da? Deși New Skin este compania network marketing care a creat cei mai mulți milionari în dolari din toate companiile network marketing de pe glob. Da? Înțelegeți? Până la doTERRA, această companie a creat cei mai mulți milionari în dolari dintre toate companiile network marketing de pe glob. Și totuși, la același rulaj în doTERRA, la nivel de, același nivel de Diamond, în cel mai pesimist caz e dublu. Da? În cel mai pesimist. Da? În cel mai normal, 3-4 ori mai mult în doTERRA. Și, repet, respect compania New Skin, sunt recunoscător pentru ceea ce ne-a oferit. Nu vreau să vorbesc în niciun caz, niciodată de rău, pentru că n-am niciun motiv, doar că sunt planuri de compensare diferite, care generează rezultate diferite și planul de la doTERRA este, din punctul meu de vedere, net superior. Sau, în orice caz, nouă ni se potrivește incomparabil mai bine pentru că e un plan pacifist. Wow! Când am înțeles planul de compensare de la doTERRA, deci nu ne venea să credem, deci nu ne venea să credem cât de pacifist e. Deci asta am visat, să avem un plan de compensare care să nu vină cu sabia lui Damocles deasupra capului și să ai presiune lună de lună. Nu vreau să vă... N-ați putea să înțelegeți ce presiune era pe capul nostru atunci în primii ani de construcție a celuilalt proiect. Pentru că, na, aveam, nu ne pricepeam, nu aveam conexiuni și pe deasupra era și planul ăsta de compensare cu presiunea foarte mare. Deci au fost finaluri de lună dureros de tensionate în care nu ieșeau targeturile și a trebuit să facem tot felul de magii, vrăj, ca să trecem, să mergem înainte, pentru că, repet, știam clar că prin network marketing noi o să reușim. Noi o să reușim să fim liberi. Știam clar. Doar că nu știam încă clar cum și era greu, dar știam că asta e calea. Deci nici de cum nu vedeam o altă cale. Era singura pe care o vedeam. Și la modul real, pentru 99% dintre oameni, sau poate 99,9% dintre oameni, network marketingul este singura, repet,
singura opțiune prin care la un moment dat să poți ajunge la independență financiară. Înțelegeți? Pentru noi categoric a fost singura. Singura cu care și rezonam și singura pe care o aveam la dispoziție, pentru că dacă tu vrei să demarezi un business clasic, păi tu trebuie să investești bani, măi, trebuie să ai capital, 10.000 de euro, cu riscuri foarte, foarte mari. Pentru că ai piață. Pentru că în primii 5 ani, 95% din proiect, din businessurile clasice dau faliment. Da? Deci riscurile sunt foarte mari. Investiții mari înseamnă riscuri mari. Da? În network marketing, în doTERRA, noi am investit 276 de euro. Asta a fost investiția noastră și avem o afacere în 23 de țări. Aveți că ai primit produse de banii. Dar bineînțeles, da, a fost o investiție. Dar dacă oamenii ar putea să înțeleagă, dacă ar putea să înțeleagă network marketing și în particular proiectul doTERRA, așa cum îl înțelegem noi, deci cu siguranță că v-ați apucat de treabă. V-ați apucat de treabă pentru că doTERRA va fi o oportunitate extraordinară oricând. Da? Și peste 10 ani și peste 20 de ani. În mod sigur. Dar niciodată nu va fi o oportunitate atât de bună cum este acum și în următorii câțiva ani. Pentru că încă suntem în fereastra oportunității. Da? Sunt oameni, repet, care peste 10 ani o să o facă la un nivel mai mare decât am făcut-o noi. Dar va fi un pic mai greu atunci decât acum. Și atunci, eu vă spun sincer, eu în fiecare zi lucrez în proiectul ăsta ca și cum e ultima zi în care mai pot să fac ceva. Deci, un sentiment de urgență, dar din ăla constructiv, nu stresant. Pentru că nu vreau să pierd oportunitatea. Oportunitatea este acum. Și aici. Acum. Înțelegeți? Da. Și e păcat să nu o valorificăm acum. Chiar mi-ai luat cumva, mi-ai răspuns la întrebarea pe care chiar vreau să ți-o spun. De ce acum este un moment oportun să profiți de oportunitatea doTERRA? Pentru că vine al treilea val. Da? Pe primul noi l-am ratat. Da. Dar pe al doilea l-am prins. Și acum vine al treilea val, doTERRA. Da? Al treilea val, deci primul a fost foarte bun, dar al doilea a fost așa de incredibil de mare încât a adus România pe primul loc în Europa. Deci 2 ani la rând România a fost cea mai mare piață doTERRA din Europa. Deci nici nu poți să crezi așa ceva. Cum e posibil să concurezi cu Germania, cu UK, cu Franța, cu Spania, țări dezvoltate, cu... Și cu potențial. Cu Italia. De trai și așa mai departe. Dar uite că leadership-ul din România a fost și este foarte bun și asta face ca într-o țară care nu este foarte bogată totuși să meargă doTERRA extraordinară. Acum, e adevărat, suntem pe locul 2 după Germania. Dar nu pentru că noi mergem mai rău, ci pentru că Germania a mers mai bine. Da? Sunt de 4 ori mai mulți decât noi și de nu știu câte ori mai bogați decât noi, deci e normal, dar totuși vreau să punctez că în România doTERRA are un succes extraordinar. Are un succes absolut extraordinar și gândiți-vă că sunt companii cum suntem noi, Herbalife, Avon, care sunt în România din anii 90. Da? Stai așa că am și aici un regătic, un slide. Trebuie să-l am pe aici pe undeva. Stai un pic că de aici unesc. Opt. Numai puțin. Da.
Da? Este un slide care, de fapt, ce ne arată? Ne arată cum au evoluat șase cele mai importante companii network marketing de pe piața din România. Aici sunt anii 2017, 18 și 19, dar ceea ce putem remarca este faptul că doTERRA în 3 ani a ajuns a treia din România la rulaje, a treia companie network marketing, doar în 3 ani, în condițiile în care, companii ca Amway, care sunt din anii 90, sunt sub doTERRA, sau Herbalife, sau Forever Living Products, sau New Skin. Da? Doar companiile astea de masă, Avon și Oriflame, sunt peste doTERRA, dar cred că anul ăsta le luăm fața, cel puțin la Oriflame, și în maxim un an, doi, o să fim cea mai mare companie network marketing de pe piața românească, ceea ce e absolut extraordinar. Și spuneam, a fost un val mare, al doilea foarte mare, dar ăsta care demarează anul ăsta va fi ceva absolut de vis. Absolut de vis. Și cine are urechi să audă, o să se pregătească cu placa să prindă valul și să-l călărească. Pentru că atunci când vine valul, e mult mai ușor. Da? Ești împins. Da, ne vreau să poți și fără valul ăla, dar cu valul e mult mai ușor. Lucrurile merg mult mai bine. Și avem lideri extraordinari în România, lideri care deja au experiența valurilor și experiența construcției, și voi aveți aici ca lider doi Blue Diamonds care știu să vă ghideze și în mod sigur, dacă veți dori să prindeți valul ăsta, o să vă învețe cum să-l prindeți. Deci n-am nici cel mai mic dubiu în această privință. Totul depinde doar de decizia voastră. Aveți toate instrumentele și aveți și ghizii potriviți. Doar de o decizie mai e nevoie, de o decizie și acțiune. Că așa decizia am mai văzut și eu, decizii care au ținut... Mai încercăm, mai poate fi, mai poate... Nu, deci trebuie să fiți consecvenți. Trebuie să fiți consecvenți. Apropo de asta, Dan, vreau să te întreb ceva așa din... să ating domeniul tău preferat. Cât de important este mindset-ul în momentul în care chiar te decizi să acționezi? Păi, este vital. Pentru că chiar dacă poate ce o să spun acum nu o să placă multora, însă dacă nu ai mindset, setarea aceasta mentală, programarea interioară a minții subconștiente într-o direcție constructivă, orice demers exterior este sortit eșecului. N-ai nicio șansă. Deci n-ai cum să lupți cu tendințele tale profunde interioare. Iar acele tendințe ale tale profunde interioare au fost create pe baza experiențelor tale din trecut, pe baza informațiilor pe care le-ai adunat, pe baza emoțiilor, gândurilor pe care le experimentezi cu consecvență, constructive sau neconstructive. Însă este... esențial, este esențial nu doar să muncești în lumea exterioară, ci trebuie simultan să lucrezi în ambele dimensiuni ale ființei. Pentru că, până la urmă, chiar dacă unii mai pragmatici o să zică, păi, dar ce îmi vine cu chestii de-astea ezoterice, toți mari traineri vin cu chestii de-astea ezoterice, că au învățat și ei că și au înțeles că, de fapt, lumea aceasta pe care noi experimentăm, lumea exterioară, nu este altceva decât o proiecție a lumii noastre interioare. Da? Și dacă tu vrei să schimbi ceva,
nu o să reușești asta lucrând asupra lumii exterioare sau lucrând doar asupra lumii exterioare. Trebuie să lucrezi și asupra lumii tale interioare. Trebuie să schimbi, să modifici convingerile, să-ți înlocuiești convingerile acelea greșite care te limitează și să le înlocuiești cu altele care te susțin în ceea ce dorești să realizezi. Pentru că altfel e exact ca și cum ai doi cai la căruță, tendințele tale profunde care trag în spate și tu în față, conștient, tragi în față, dar nu o să mergi nicăieri. Da? Nu o să poți să mergi nicăieri atâta timp cât nu rezolvi problema din interior. Setărilor interioare. Știi? Poate că e mai simplu de înțeles cu mașina. Când apeși simultan și accelerația și frâna. Da? Nu o să iasă nimic. Ridic odată piciorul ăla de pe frână și calcă accelerația. Da, deci asta foarte cumva important. Cu lumea exterioară, adică și în momentul în care găsim persoane, sau nu, spui, nu sunt oameni, nu am cui să mă adresez, este de la oameni, că nu sunt oamenii, sau tot de la tine este? Sau când spui, păi am găsit doar persoane care spun că produsele sunt scumpe și nu și le permit, sau... Asta de unde este? Da, oamenii îți spun exact ce crezi tu, la modul profund. Da? Pentru că mie nu-mi spune nimeni că sunt scumpe. Deci chiar vă spun foarte onest, deci sper că simțiți că nu am venit în această întâlnire ca să bravez și să vin cu clipuri promoționale și așa mai departe. Da? Deci urmăresc să vă spun exact ce cred și simt. Dar e foarte important să înțelegeți că lumea exterioară și oamenii din jurul nostru sunt o oglindă în care, de fapt, vedem setările noastre interioare. Și dacă ești înțelept, nu o să te apuci să spargi oglinda că nu-ți place ce vezi, ci o să începi să lucrezi asupra ta. Oglinda oricum te reflectă așa cum ești, nu cum vrei tu să fii, ci cum ești. Da? Și atunci, dacă lumea exterioară îți dă feedback-uri din astea, că produsele sunt scumpe, că network marketing-ul e nașpa, că nu o să meargă, că nu știu ce, uită-te în interiorul tău și vezi ce simți tu la modul profund. Ce crezi tu la modul profund. Că soțul nu mă susține, că n-am bani de convenție, că nu am zile de concediu, că... Asta sunt doar efecte. Astea toate sunt efecte. Da? Și din păcate, lumea are obiceiul să se focuseze pe efecte, considerându-le că sunt cauze. Dar cauzele nu sunt astea. Cauzele sunt undeva în interior. Da? E exact ca și dau în cursul de reprogramare a subconștientului următorul exemplu, în care avem o secretară de modă veche, care tipărește un document și vede că este ceva greșit pe foaie. Și nu se duce ea în editorul de texte să corecteze, ci folosește lacul ăla de corectură și corectează de mână, da? Și data următoare când tipărește documentul, ghici ce? Din nou este cu greșeală și ea vine iar și corectează efectul, da? Crezând că a rezolvat problema, dar de fapt, dacă vrea să rezolve problema, va intra în lumea interioară, în editorul de texte, da? Va face modificarea, va salva, așa, și după aia de fiecare dată când va tipări, documentul va fi corect. Dar până nu faci modificările interioare, sistematic te vei confrunta cu aceeași problemă care, de fapt, ce vine să zică? Băi, fii atent, ai o problemă, rezolvă-o. Da? De-aia vin conjuncturile astea. Nu? Nici să ne pedepsească, nici că suntem noi mai puțin norocoși, ci sunt feedback-uri pe care viața ni le dă și ne arată încotro trebuie să mai ajustăm lucrurile. Da? Să ne facă conștienți cumva.
Da. Prezent. E important pentru cineva care vrea să construiască doTERRA, da? În primul rând să-și dezvolte încrederea în sine, da? Încrederea în companie și în produse și încrederea în liderii care îl ghidează. Da? Aceste trei elemente sunt fundamentale dacă vrei să ai succes. Da? Dacă tu ești ezitant, dacă n-ai încredere, exact asta îți va reflecta viața. Îți va aduce oameni care n-au încredere, oameni sceptici și așa mai departe. În universul ăsta, fiecare dintre noi avem de transformat o singură persoană. Pe noi înșine. Nu putem să-i schimbăm pe ceilalți, dar putem să ne schimbăm pe noi. Și schimbându-ne pe noi, transformându-ne, lumea noastră va începe să se reconfigureze. Da? Întotdeauna când tu te transformi, se produce un restart și la lumea exterioară, care se adaptează la noile realități interioare. Și atunci, repet, dacă nu-ți place ce vezi în lumea ta exterioară, lucrează cu tine. Da? Și ce înseamnă să lucrezi cu tine? Dezvoltare personală, citești cărți, da? Participi la conferințe, convenții și așa mai departe. Până la urmă, oricum le-am învârtit, tot aici ajungem la a lucra cu noi înșine, a ne transforma lumea noastră interioară. E singura modalitate în care putem cu adevărat obține ceea ce noi ne dorim. Pe orice plan al vieții. Da? Pe orice plan, inclusiv la ce avem noi aici în spate. Crești în doTERRA odată ce crești. Da. Absolut. Se leagă absolut. Nu ai cum. Și asta am spus-o mereu. Noi cumva suntem noviți, sau cel puțin eu, în tot domeniul acesta. Am luat pașii pe rând și am trecut prin propria experiență. Și eu sunt dovada că se poate dacă lucrez cu tine. Și de fiecare dată când aveam probleme și dificultăți în echipă și mă supăram și mă frustram cumva că îmi puneam tot efortul și lucrurile și lucrurile nu se aranjau și nu erau așa cum poate mi-aș fi dorit eu, chiar dacă mă supăram, mă enervam, după ce trecea valul, înțelegeam că tot de la mine este, ok, ce pot eu să îmbunătățesc la mine, cum pot să fac lucrurile diferit ca să funcționeze și în exterior. Și de fiecare dată când făceam reset-ul ăsta cu mine, clar se vedeau rezultatele și în echipă. Așa a apărut și Diamond, așa a apărut și Blue Diamond, când nu era ceva super pregătit și organizat în direcția asta. Asta e cea mai frumoasă parte la doTERRA, scuză-mă un pic. Da. Faptul că avem un cumul de povești inspiraționale și de povești reale a multor lideri. Asta este cea mai fascinantă parte. Așa e. Acum e mult mai ușor decât atunci când am început noi. O, da. Pentru că atunci nu exista niciun exemplu că se poate. Da? Când noi am început, era nimic, aproape nimic pe piață. Da? Cel mai mare lider era la nivel de premier în România la vremea aia, în 2007. Și doar pe încredere. Te-ai dus pe încredere. Și ai văzut viziunea care ți s-a prezentat. N-ai văzut și exemplul că da, se poate. Așa e. Practic, întotdeauna când există oameni care au mai parcurs drumul de multe ori, sau mulți oameni care au parcurs drumul, atunci e mult mai ușor. Da? Se creează și la nivel energetic și subtil, se creează un așa numit câmp morfogenetic care oarecum memorează experiența și va fi tot mai ușor. Exact ca și în sport. Da? Gândiți-vă că în urmă cu 20, hai să zicem, 50 de ani să sar, nu știu, 2 metri și nu știu cât la înălțime, era o fantezie. Acum, dacă nu sarea, nici nu treci de calificări. Da? Deci, e vorba de acea memorie subtilă care permite evoluția. Deci, generațiile noi de doTERRiști nu pornesc de la zero, pornesc de la experiența deja existentă. Da? Și
De aceea este mai ușor, este mai ușor acum decât a fost atunci. Dane, super. A fost ce să zic, o plasă întreagă de informații foarte valoroase. Ești un om extraordinar și întotdeauna ai adus valoare și lucruri pragmatice, unde noi te-am urmărit cel puțin și sunt convins că și colegii noștri care te cunosc și te-au urmărit sunt pe aceeași linie cu noi. Eu te-am descoperit și v-am descoperit împreună cu Simona la Strașa. Atunci v-am auzit în 2017 prima dată. Și clar se vedea experiența pe care o ai și cât s-a putut am stat ca un burete și am absorbit și am învățat de la voi și faptul că ai stat și ai urmărit și ai venit și cu comparații, mie îmi confirma și aducea o certitudine că ce se întâmplă în Doterra este de-a dreptul diferit și o mare oportunitate de care, dacă vrei, profiți sau nu, trenul vine în care, urci sau mai aștepți. Așa, pe final, Dan, ne lași un gând pentru oricine ascultă. Păi, repet ce am mai spus pe parcurs, și anume faptul că Doterra este instrumentul perfect pentru a vă atinge obiectivele pe care le aveți, visuri, să vă împliniți visurile. Da, nu cunosc un instrument mai bun, că dacă știam, vorbeam despre acela. Da? În momentul de față, Doterra este cel mai eficient și armonios instrument cu care cineva poate să ajungă la libertate. Pentru noi ăsta a fost visul, poate pentru voi altul e visul, în mod sigur pentru fiecare poate să fie altceva, dar important este că fiecare, folosind acest instrument numit proiectul Doterra, poate să-și împlinească orice vis are. Da? Și aveți totul, aveți absolut toate instrumentele, aveți ghidarea necesară, mai trebuie doar să vă decideți și să începeți efectiv să acționați. Așa. Eu vă mulțumesc pentru invitație și dacă și o singură persoană a vibrat la ceea ce am spus, eu consider că a meritat. Sunt convinsă că a ajuns unde trebuie și pentru cine trebuie. Îți mulțumim tare mult, Dan, pentru disponibilitate și pentru că ai răspuns invitației noastre. Sperăm să mai facem la un moment dat o astfel de întâlnire, să fie și Simona. Da, și da, să abordăm atunci, așa, din perspectiva cuplului, ce cum înseamnă ne place Doterra, nouă. Cum ne place nouă, exact. Da, da. Păi, da, suntem deschiși. Acum au fost circumstanțe de așa natură încât am putut doar eu să intru, însă în mod sigur ne vom mai întâlni. Deci noi avem disponibilitatea. Dacă ne veți invita, cu siguranță vom răspunde favorabil invitației și să o mai auziți și pe Simona, că pe mine acum m-ați auzit destul. Să aveți sărbători binecuvântate. Să vă bucurați de zilele care urmează și da, să ne vedem cu bine cu toții să ne vedem și live. Să urcăm pe placă pentru al treilea val. Deci, ce cum mi-a ai spus plăcut, și tu, mi-a plăcut asta. Valul fără să vrei îți ușurează munca. Doar tu să iei decizia. Ne vedem! Sărbători fericite! Vă îmbrățișăm, da. Vă îmbrățișăm cu drag! Mulțumim! Iuhu! Bravo! Stai că am oprit...